Urează, trebuie să recunosc, pentru mine a fost o surpriză să aflu că domnul Godea își dorește să fie primar general al capitalei. Noi urmează mâine la partid să avem o ședință, vom discuta despre situația în general care este în această campanie electorală și vom discuta despre această decizie a colegului nostru, domnul Godea. După această ședință vom face publică poziția partidului și cu acțiunile care urmează să le derulăm în viitor. Asta înseamnă că cetățenii din Republica Moldova, chiar dacă sunt membri ai unui partid sau altul, au libertatea în a lua decizii care vizează pe ei și care vizează, de ce nu, procesul politic. În Partidul Liberal Democrat din Moldova, oamenii au libertatea necesară pentru ca să se manifeste și să ia decizii. Eu am spus de mai multe ori, ușile în Partidul Liberal Democrat din Moldova sunt deschise în ambele sensuri. Un partid politic nu este format dintr-o persoană, două sau chiar mai multe, ca să le numim la nivel de 10. Aceasta înseamnă mulți oameni, aceasta înseamnă muncă depusă pe parcursul anilor și aceasta înseamnă încredere care o investesc cetățenii în un partid politic sau altul. Urmează să vedem care vor fi pașii următori. Eu nu exclud că pașii următori vor demonstra și care au fost motivele adevărate pentru ca ei să fie făcuți. Dar toate la timpul lor. Nu vreau să cred deocamdată nimic. Noi vom constata lucrurile așa cum sunt și vom interveni prin decizii și acțiuni, dacă va fi cazul, dacă se va cere. Haideți să vedem. Dacă aceste semnături deja sunt, înseamnă că această acțiune a fost una premeditată, gândită din timp și va răspunde la unele din întrebările care planează la ora actuală. Atât. Atât la acest subiect. Dacă